cu altă dorință aici. Dacă avea altă dorință, era în altă parte. Dar pentru faptul că a dorit ca să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, iată-vă aici adunați cu toți, înaintea lui Dumnezeu stăm și în prezența Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt noi vom comunica cu El. Spune la Ioan, la capitolul 10, mi se pare că în felul următor, că dacă îmi slujește cineva, eu și Tatăl vom veni la El și vom cina cu El și El cu noi. Cum este posibil lucrul acesta? Vine Dumnezeu să stai de masă la masă cu tine? Nu, dar cinează prin Duhul Sfânt, prin Sfânta Treime. Cinează cu tine și cu mine și poate să ne sfătuiască, să ne vezi, să ne dea hrană spirituală ca să putem să-i slujim lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori Biblia e scrisă așa cum ar predica, cum ar învăța un profesor într-o școală sau într-un college. Un profesor în college sau în școală nu-ți dă clară explicația pentru tema pe care te învață. Îți dă numai generalități. De ce? Pentru că vrea ca să-ți pui mintea la contribuții, să gândești și să descoperi care este rezultatul din problema pe care ți-o dă. Așa și Cuvântul lui Dumnezeu. Îți dă de multe ori numai generalități despre ceea ce Dumnezeu face sau ce poți să facă, dar tu trebuie să înțelegi și sub inspirația Domnului Sfânt poți să înțelegi asta. De multe ori n-ați observat, citește un psalm sau câteva versete din Biblie și l-ai citit de multe ori. Și când citești ultima dată, ce lucru minunat și adânc este aici. Și eu n-am văzut până acum. Nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat de multe ori. Și de multe ori l-au citit pe frate de Ocornel că spune așa ceva. Așa mi s-a făcut o revelație dintr-un cuvânt. Când n-am înțeles până atunci așa cuvântul cel, dar acum zice, așa Dumnezeu prin Duhul Sfânt s-a luminat intelectul și s-a dat putere să înțelegi. De ce? Uitați-vă de exemplu la Apostolul Petru, când a vorbit mulțime și mulțimea s-a întors la Dumnezeu, 3.000 de oameni dintr-o dată și cea de-a doua oară 5.000 de oameni s-au întors. De ce? Pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a vorbit prin gura Lui. Că zice că preoții cei mai de seamă s-au adunat, tu să vezi, nu știm pe omul ăsta așa de înțelept și asta, că a fost doar un pescar. Și de unde are așa înțelepciune? Și au înțeles atunci când zice, așa acolo zice Evanghelistul Matei, în capitolul 30, au înțeles atunci că Iisus Petru a fost cu Iisus și că a învățat de la Iisus lucrurile pe care le-a spus. Așa că Duhul Sfânt a venit și le-a adus aminte lui Petru și a dat puterea și îndrăzneala ca să poată să vorbească la mulțime și să spună că nu există nimeni altul mântuire pentru sufletele voastre. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât pe Domnul Slave. Nimeni altul nu poate nimeni să fie mântuit decât numai prin credința în sângele răscumpărător al Domnului nostru Iisus Hristos ce s-a vărsat la Calvar. Și zic, Doamne, ajută-ne. Deci două lucruri aici. Dorim noi ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră și să-și plece urechea la cererile noastre, nu? Dar care din noi, dacă am aduce o cerere înaintea cuiva, un om cu vază, n-am dorit ca omul acela cu vază să rezolve cererea noastră, nu așa? Așa și noi în seara aceasta am dorit ca cererile noastre să le ducem și Domnul va rezolva cererile noastre pentru că El este bun și bunătatea Lui ține în veac față de noi. Așa spune Sfânta Scriptură, Psalmul 66, poți să se cutremuri în munță, în adâncul mărilor, dar dragostea mea față de voi nu se va muta. Auziți ce face Dumnezeu pentru cei credincioși? Dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu se mută. Atâta timp cât stai în credincioșie la picioarele lui Dumnezeu și slujești lui Dumnezeu. Și a slujit lui Dumnezeu nu este greu pentru cine iubește pe Domnul. Ascultă-mă în credincioșie și dreptatea ta. Deci aici David apelează la credincioșia lui Dumnezeu și la dreptatea sa. Știa că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale și după dreptatea sa îi va face judecată și îi va da binecuvântarea sa și el apelează la ea și ce are ca Dumnezeu să-și arate dragostea față de el. Zice, nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană. Am să încerc să trec repede, că am început puțin mai târziu
și nu vreau ca să fiu prea lung. Zice, da, nu intra la judecată cu robul tău, că nici un om viu nu este fără prihană. Care din noi am putea să zicem că n-am greșit niciodată? În prima epistolă soborecească a lui Apostolul Ioan spune acolo la versetul 8 și nouă spune că dacă zice cineva că n-are păcat, este un mincinos, nu? Tu nu poți să zici că n-ai păcat, ai putut greși cu vederea, cu gândul, cu fapta. Dar în versetul 10 și aia spune, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și sângele lui Iisus ne spală de orice păcat. Ce mare bunătate și ce cuvinte minunate spuse sub călăuzirea Domnului Sfânt de robul lui Dumnezeu Ioan. Slăviți să fie numele Domnului. Zice, vrăjmașul umorește sufletul și încalcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în tuneric ca cei ce au murit de multă vreme. De aceea mi este mâhnit Duhul în mine și tulbură mi este inima înăuntru meu. Ce face vrăjmașul? El caută să te pună la pământ. El caută să zic, ai păcătuit, te-ați iert. Dumnezeu te pedepsește de acum, dacă tu ai păcătuit. De aceea, aici robul lui Dumnezeu, sunt inspirația Duhului Sfânt, spune că îi calcă viața la pământ și îl face să locuiască în tuneric, adică îl face să se simte că este depărtat de Dumnezeu. Că atunci când ești depărtat de Dumnezeu, locuiește în tuneric. Ca cei ce au murit de multă vreme, auziți cum se simțea el? Ca cei ce au murit de multă vreme. Și că este tulbur Duhul înăuntru lui. Și în versetul următor spune un lucru. Dar mi-aduc aminte de zilele de odinioară și mă gândesc la toate lucrările tale și cugit la lucrarea mâinilor tale. Îi vine lumina, îi vine scăparea, îi duce Duhul Sfânt o nouă năsuință, îi aduce ceva în inima lui și spune, dar mă gândesc la lucrările de care le-ai făcut o altă dată pentru zilele mele de odinioară și cugit la lucrarea mâinilor tale. De ce cugita la lucrarea mâinilor lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu i-a dat de multe ori izbăvire. L-a întărit și l-a izbăvit de mâinile vrăjmașului său în multe feluri. Și chiar de mâinile copilului său, Abisalom l-a izbăvit Dumnezeu pe David, că căuta să iei viața și căuta să conegrească și să-l facă de râs. Dar Dumnezeu i-a dus izbăvire. Să vedeți cum este inima de tată. Zice că David s-a închis în drumul lui și plângea pe fiul lui Abisalom, care a fost murit în lupta și care Ioab l-a ucis. Și plângea și vine Ioab la el, zice, scoală-te de grabă, nu stai aici. Și vorbește poporului, că dacă nu te scoli să vorbești poporului și poporul ăsta se va duce acasă, mâine nu vor mai fi niciunul cu tine. Și David ascultă pe Ioab și ies afară și vorbește poporului și poporul s-a dus acasă binecuvântat de David. Și au gândit toți că au făcut slujba pe care trebuia să o facă. Dar Ioab a călcat porunca lui David, că a zis că să nu te atingi de copilul meu, să nu-l omori. Ioab a călcat aceasta. Grăbește, Doamne, de ascultă-mă! De ce? Doamne, că-și mi se topește Duhul și nu mi-ascunde fața Ta. Grăbește, Doamne, și ascultă-ne pe oricare am avut probleme în zilele care au trecut, cu vrăjmașii care au căutat să ne doboare, care au căutat să ne ducă în întuneric și departe de fața Ta, Dumnezeu. Grăbește, Doamne, izbăvește-ți poporul Tău și nu ne lăsa, Doamne, ca să ne coborâm în groapă, ci fă, Doamne, Dumnezeu, să lumineze fața Ta peste fiecare care suntem astăzi adunați înaintea Ta și o îndoită măsură de Duhul Tău cel Sfânt, lasă peste fiecare. Fie că este mai tânăr, fie că este mai bătrân, fie că este frate, fie că este soră, Doamne. Înaintea Ta toți sunt la fel, Doamne. Că toți au Duh de viață din Duhul Tău pe care Tu l-ai suflat în Adam. Slăvit să fie numele Tău, Doamne, că Tu ai să ne ascoți rugăciunea. Căci aș ajunge atunci că cei ce se coboară prin groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea Ta. De ce? Căci mă încred în Tine, Doamne. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Căci în Tine mi se crede sufletul. La urmă dorea ca Dumnezeu să arate calea pe care trebuie să umble. De ce? Căci sufletul lui se credea în Dumnezeu. Sufletul de noastre se crede în Dumnezeu. Ne crede că Domnul ne va călăuzi. Ne crede că ne va ocroti.
că El a promis în Psalmul 91 că îngerii Lui vor tăbărâ în jurul nostru și ne vor lua pe brață, ca nu cumva să ne lovim piciorul de o piatră. În Psalmul 103 spune că îngerii Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de Domnul. Și în Psalmul 34 la fel spune că îngerii Domnului. Însă Domnul Iisus Hristos spune în Matei 10, când purtarea voastră unul față de altul, să aveți în vedere cum vorbiți și cum vă purtați. Căci îngerul, persoane respective, vede necurmat fața lui Dumnezeu și va duce pără împotriva ta. Și de aceea trebuie să umblăm cu băgare de seamă și cum vorbim și ce vorbim și ce facem. Pentru că știm că va veni o vreme când trebuie să dăm socoteală de ceea ce am vorbit și ceea ce am făcut. Și am vrea ca acea vreme să ne găsească în condiții bune și împăcate cu Dumnezeu și împăcați cu frații și cu surorile și cu lumea de jurul nostru. Vă spun o întâmplare și cu asta ne plecăm pe genunchi și mă duc, ne vor ruga Domnului. Am adus mașina la reparație acum 2 săptămâni. Și mi-am fixat și pentru un lucru de nimic, ca să-mi desconectez alarma, sistemul de la mașină care a fost ca un second protector, mergea pe $400 la dealer. Nu-l face să dau eu $400 pentru asta, dar pentru că nu știu cum să desfac, pentru că dacă alarma, când mi s-a oprit alarma aia, s-a blocat motorul, s-a blocat roțele, nu mai putea să împingă mașina, nu mai putea nimic, acționează la toate sistemele alea prin computerul pe care are mașina și omoară în timp ca hoțul să nu poată fura. Și bună! Și pentru faptul că nu avem cunoștință cum se umblă la computerul respectiv și nici aparatură cum se umblă, să mă duc la tine și tot. Și o fixez acolo și mă duc la o femeie acolo care lucrează, o cheamă Bianca, și ea cu vreo 3 săptămâni în urmă mi-au fixat frâinile la mașină și mașina care o am acum are vreo 12 ani, dar motorul merge la perfecție, că e destul de bun. Și mi-au fixat frâinile și am dat $1,800 pentru frâni, pentru cauciucuri, pentru alignmenturi, pentru câte mai alte de lucruri pe acolo. Spus, da, îți dau $1,800 în probă. Și am plătit. Și acum când am venit cu alarma asta, ne-a fixat și alarma și după vreo câteva zile am observat că mi s-a dereglat, când ei au fixat alarma, mi s-a dereglat că nu mai merge perna de aer aia, pentru safety-a șofierului și nici a pasagerului. Când mi s-a deranjat și arată că un cauciuc din partea dreaptă, din spate, n-are suficient aer și că alarma originală a mașinii nu merge. Și m-am dus din nou acolo, de așa a fost cu tine. Bianca mi-a fixat unul și mi-a stricat un lucru și mi-a stricat trei. Și faceți să bine ca să mi reparați. S-a lăsat mașina ieri acolo și astăzi m-a chemat și am luat-o. Și am vrut să spun că când o terminat, mașina m-a chemat și m-am dus și zice, am să dau pe tehnicianul nostru ca să-ți explice cum funcționează alarma. Că poate tu nu știi cum funcționează alarma. Îți dau pe el. Restul s-a fixat cu bag aerul, cu cauciucul s-a fixat pe cut. Și am semnat hârtiile și am mulțumit frumos și am zis la urmă, thank you, sweetheart. Atât am zis. Și așa a izbucnit o bucurie mie și așa ca un copil s-a bucurat. Și de mult și i-am spus bai la soție, zic, știi ce? Eu niciodată nu vorbesc urât cu femeile. Totdeauna vorbesc frumos. Majoritatea de ele sunt mame și sunt care au dus copii pe lume, au un husband care îl iubește și pe care îl iubește și merită să fie respectate. Așa se face și în România, așa facem și aici în America. Și am zis că o vorbă bună care poate să bucure pe cineva și să vadă că ești un om mai diferit, poți să spui în jurul celor care ești. Și îi îndemn pe toți față și surorile când în relațiile lor cu lumea din afară să vorbească frumos, să comparte frumos, să se cunoască că ei sunt o lumină în lumea asta. Și prin aceasta se va proslăvi Dumnezeu cu oameni și vă pune întrebarea ceva mai deosebit cu omul ăsta decât cu alții. Știu că
mulți au probleme și iese cu necazuri și droguri, dar eu nu sunt de acela. Ne